Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou tutorial, de fapt primul tutorial pe acest canal. Am văzut că vă interesează Scrap Mechanics, așa că am zis că voi face un tutorial. Cineva mi-a zis în azi să-l cumpăr de pe Steam jocul, deși am vrut să-l cumpăr inițial pe Steam, că am văzut că am toate jocurile pe Steam, dar mi-a zis nu da banii pe el până când o să apară ceva versiune mai nouă, am înțeles, și atunci da, merită să-l plătești ca să joci online. Ok, am găsit un site, mi-a dat un site unde pot să-l descarc și am zis să vi-l arăt și voi, dacă vreți să vă jucați, de ce nu. Deci prima dată intrați pe Google, eu l-am uploadat pe site-ul ăsta, Hotubload, o să pun linkul ăsta în descriere, ca să-l puteți, deci îl puteți scoate și de aici, sau de unde l-am scos eu de aici, de pe Torrent Kickass, și de aici îl scoateți ăsta, v0.1.11, are 377,71, deci eu ăsta l-am încercat și ăsta merge, deci de restul nu știu ce să spun, dacă merge sau nu. Deci tot ce trebuie să faceți, dați să se downloadeze, aici download torrent, se descarcă, eu l-am descărcat deja și pe urmă, uite, am avut camera de netbet, sau îl descărcați de aici, puteți să dați download și se scoate, după cum puteți observa, o să dați pe el, bineînțeles, după ce se scoate, o să apară chestiile astea aici, Scrap Mechanic 377, alegeți unde vreți să se salveze, asta vă descurcați voi, cel mai ok, îi dați ok, eu nu mai dau pentru că l-am, deci îi dați ok și cam asta ar fi momentan tot, o să aveți o arhivă, dezarhivați arhivarea și pe urmă o să aveți un fișier, l-am aici, Scrap Mechanic, dați pe fișier, o să aveți ceva de genul ăsta, o să trebuie să dați aici la Relays și pe Smart Steam Loader, dați cu click dreapta când îl porniți, runați administrator și jocul o să funcționeze garantat, nu are rost să-i dau, ați văzut proba, chiar nu are niciun rost acum pentru că filmez doar desktop-ul și nu o să arate jocul, dar asta e tot. Dacă încercați și aveți ceva probleme, nu cred că o să aveți probleme, lăsați în comentarii, o să sperăm că le vom rezolva, dar nu o să aveți probleme cu instalarea lui, n-am avut nici eu nici măcar o problemă cu instalarea, l-am instalat din prima fără să dea nicio eroare sau ceva, deci dacă aveți ceva, lăsați în comentariu. Dacă vă place acest tutorial, dați un like acolo la videoclip și vă aștept într-un număr cât mai mare de abonați pe acest canal. Vom mai face tutoriale pe acest canal. Propun să fac și un tutorial cu Bandicam, cum să înregistrați mai mult de 10 minute. Vreau să fac și chestia asta, poate că nu știți, dar să vă arăt celor la care nu știți. Până data viitoare, eu am fost Cătălin și nu uitați, eu vă salut la fiecare.